făcut o somație publică până la urmă către această persoană care, pe de o parte, face orașul nostru de râs cu tot felul de acțiuni circărești, efectiv. O să plec de la această somație publică făcută de domnul Robu astăzi și nu întâmplător azi, semnată ca și președinte PNL Timiș și trimisă de la Direcția de Comunicare a Primăriei Municipiului Timișoara. Acum vreo lună jumate, două, într-o întrunire a bordului primăriei, domnul primar mi-a dat ca sarcină să mă ocup de spațiul în sala de sport de la Generală 30, dacă țin eu bine minte, și mai erau acolo o parcare care era folosită, după părerea primarului, incorrect. Deși nu mă ocup de școli, m-am gândit că e o chestie mai sensibilă și de asta mi-o încredințat-o mie. Cercetând speța, mi-am dat seama că e vorba de o doamnă care avea spațiu închiriat de mai mult timp și care a, împreună cu niște asociați de-ai dânsei, au adus mobilier specific pentru exerciții de forță, exerciții sportive, de gimnastică. Activitatea acestei firme desfășurându-se undeva după ora 18, când copiii nu mai sunt la școală. În timpul zilei, copiii beneficiau de aparatura care era proprietatea firmei și puteau să-și desfășoare mai plăcut orele de educație fizică. După ce mi-am dat seama de conflictul care există între domnul Robu și domnul Popoviciu, am avut o discuție cu domnul primar și l-am rugat să dea dovadă de reținere, pentru că indiferent de conflictul politic care există între doi lideri politici, familia trebuie înlăturată din acest conflict și sunt convins că domnul primar nu dorește să se răzbune pe doamna Popoviciu, ci are de reglat mici neconcordanțe existente în declarația deputatului, care a afirmat că a cheltuit de 10 ori mai mulți bani decât a cheltuit în realitate. Și dacă se păstra în limitele acestui conflict, lucrurile erau ok. Când se implică și familia, după părerea mea, domnul primar o să-și revizuiască această atitudine, pentru că doamna n-are nici înclin, nici mânecă cu conflictul dintre cei doi lideri politici.